În cea mai geroasă perioadă a acestei ierni, românii se feresc de frig, zburând către locuri mai calde. Asta arată datele adunate de o companie de călătorii. Din cauza temperaturilor negative din primele zile ale lui 2024, rezervările către țări mai calde au crescut. Iar colega mea, Ioana Cornev, este la aeroportul Otopeni și are toate datele. Bine te-am regăsit, Ioana! Unde putem să fugim de acest frig? Bun găsit! Românii pleacă spre cele mai populare destinații indiferent de anotimp și mă refer aici la Italia, unde numărul rezervărilor față de aceeași perioadă anului trecut a crescut cu 97%. La fel se întâmplă și pentru Spania, unde numărul rezervărilor a crescut cu 88%, dar foarte mulți români se îndreaptă și către Turcia în această perioadă. Dacă în astfel de destinații temperaturile nu sunt foarte diferite față de România, să știți că sunt și români care își doresc să schimbe complet anotimpul. Astfel se îndreaptă spre destinații exotice și vorbim aici, bineînțeles, de insulele Maldive, pentru care numărul căutărilor a crescut față de aceeași perioadă din 2023 cu 290%. La fel de căutate sunt și Malta, Grecia sau Portugalia. Cele mai multe și cele mai căutate date pentru plecare au fost 9 și 11 ianuarie, ceea ce înseamnă că cei mai mulți dintre români sunt deja în țări unde este mai cald decât în România, dar să știți că și astăzi aici pe aeroportul Otopeni sunt plecări spre destinații de vacanță. Foarte mulți români plecau, stăteam de vorbă cu ei și spuneau că pleacă spre Roma, spre Spania, la Malaga. Să știți că experții spun că această creștere a călătoriilor este firească dacă ne gândim la perioada pandemiei, pentru că dorința aceasta a oamenilor de a pleca este normal să crească treptat de la an la an și să fie diferențe atât de mari de la un an la altul.